Nu mai suport codurile, frate, nu mai suport! Astăzi, băieți, vom încerca un nou escape room și mai exact într-o mină. Avem și poveste aici în mina aceasta despre cum s-a întâmplat totul și de ce trebuie să evadăm din ea. Cum a fost toată treaba, o să vă explic imediat. Într-o mine de aur din Texas, 5 mineri nu au reușit să mai ajungă la suprafață și nu mai sunt alte news-uri, cum ar fi, alte știri. Am auzit, cum se numesc, mă, sunete de armă, cum ar veni, în apropiere, în acea noapte. Hoții de aur au intrat în mină și au omorât niște mineri. Și au plantat o bombă. Bă, vă citesc așa cum îmi vine și mie. Au căzut într-o groapă și și-au îndeplinit golul, cum ar veni. Într-o oră nu mai era nimeni care să dea difuz la bombă, care să o deplanteze, cum ar veni, și au murit toți. Ceva de genul ăsta. Bă, sper că am explicat bine, n-am citit dinainte sau ceva de asta. Dacă aș fi citit dinainte, aș fi explicat mult mai bine, dar v-am citit exact așa cum a venit. Bă, cine suntem noi, în primul rând? Habar n-am cine suntem noi, nu înțeleg de ce nu avem, de ce nu este o poveste despre cine suntem noi, știi? Noi cine suntem? Miner rămas, dar n-are cum să fie un miner rămas pentru că toți au murit sau cea de genul ăsta. Dar ce căutăm noi? Să scăpăm din această groapă, știi? Din această mină, pardon, din această groapă. Este foarte ciudat, dar o să ne vedem, o să vedem noi ce facem pe parcurs. Hai să dăm cu primul nivel aici frumos și avem niște cârlige, nu știu ce, o cameră. Avem aici un buton care trebuie cumva aprins, dar nu știu pe unde. Cred că pe acolo trebuie să o luăm noi cumva. Jucăm pe acest butoiaș. V-am zis până acum, ci round 1 din 100? Bă, câte round-uri are? Vorbesc serios? Deci episodul ăsta ar trebui să-l împărțim pe... Vai de capul meu! Deci dacă până acum rezolvam jumate din nivele pe episod, asta însemnând că erau 30 nivele, deci 15 pe episod, acum sunt 100, frate. Deci ar trebui să rezolvăm vreo 25 pe episod ca să iasă 4. Why? What? No, nu cred că o să fac treaba asta. Depinde, ar trebui să punem foarte, foarte multe pauze, să dăm one shot din prima, gen, să, din prima să deslușim misterul într-o rundă, ca să rezolvăm cât mai repede. Știi că altfel n-ai cum să faci aici 25 de nivele în mai puțin de o oră, n-ai cum, e imposibil, părerea mea. Avem aici un buton care este engine-ul, cum ar veni, și pornim acolo butonul. Dar nu înțeleg de ce atât de greu, frate. Deci, dacă sunt 100 de nivele, e nasol rău de tot. Îmi place escape room-ul, dar nici chiar atât. Adică fi putut să faci mai multe hărți, știi? În loc să faci o hartă cu 100 de nivele, mai degrabă mai faci încă o parte cu încă 30 de nivele, știi? 30 de nivele în prima parte, 30 în a doua, cum a fost și în alea cu jaful. Dar văd că nu mi-a pus acolo în dreapta că am terminat nivelul sau ceva. Bă, eu o să fac 15, cum am făcut în fiecare clip, și terminăm fiecare discuție. Sau poate că n-am terminat primul de asta. Come to discover John Doe, escape game in France, in Lille, Bordeaux, Lyon, Nantes and Strasbourg. Enter the code to open the door. Bun, hai să deschidem această ușiță. Watch the trailer, find and write the code. Bă, frate, acum trebuie să intrăm pe un videoclip, să punem codul, ce? M-am uitat la videoclip, e posibil să ne luăm copyright, așa că nu o să pun acolo pe video. Ar fi 7, 1, 4 codul și după cum vedeți s-a deschis aici butonul. A, s-a deschis ușa în butonul, cred că s-a făcut. Bă, vedem că nu e runda acolo, gen, asta e, da, nu știu cum să vă zic, nu cred că sunt atâtea runde câte sunt puse acolo, că e imposibil, frate, să faci, adică nu e imposibil, dar trebuie să lucrezi foarte, foarte mult la o hartă ca să faci 100 de nivele, e o nebunie totală. Bun, bă, asta pare mai mult a fi o casă, nu știu cum să vă zic, deci nu pare a fi o mină sau ceva, pare mai mult a fi o casă, deci până acum, primul nivel pare că am fost într-o pivniță ceva, acum suntem într-o cabană, nu știu, nu mi se pare că da, așa tentă de mină sau ceva. Deci până acum harta asta nu prea îmi place, mai ales că trebuie să te uiți tu la un videoclip pe YouTube, trebuia pus așa un perete dacă se poate, dacă nu se poate trebuia să faci normal, ca până acum, știi, nu faci videoclipuri pe YouTube. Na, trebuie să te gândești și la oamenii care filmează sau chestii din astea. What, unde am intrat?
A, n-am intrat nicăieri. M-am blocat, mă. Bă, m-am blocat. M-am blocat într-un lemn acolo. Bă, sper se vadă ceva pe video, că mi-a apărut ceva, parcă. Bă, mi-a apărut ceva. Și acum nu mai apare. Deci, pe bune, dacă nu mi-a apărut ceva pe ecran. Mi-a apărut parcă să apăs pe ceva, dar nu mai apare acum. E foarte lung acest hol. Hai să o luăm până în capăt și vedem după aia dacă trebuie să facem altceva. Uitați-vă și voi câta cabana. Asta e runda a doua. Pe bune. Bă, ce trebuie să faci aici, mâncați, aș gura. Uitați-vă câta camera. E și întuneric. Abia vezi ceva. Abia diclești. Sub scări. Nada. Și el se așteaptă să faci nivelul ăsta, da? Băi, ce nemernicie. Și trebuie, da, din nou. Trebuie la fiecare nivel să pornim noi un engine ceva. Trebuie să pornim din nou curentul, că dacă nu pornim curentul, nu merge nimic. Hai să vedem, uite, open. Opa. Opa. The sheriff put a code with 5 letters to get out from the miner's shell, nu știu cum se zice. Come to discover John Doe escape game in France, in Lille, Bordeaux, Lyon. Bă, am înțeles, frate, treaba asta, dar ce letter? Trebuie să găsim o scrisoare sau ce? Uite niște cărți care sclipesc. Deci hai să mai citim o dată. The sheriff has put a code with 5 letters. Ah, 5 letters, mă, litere, nu. Mamă, ce prost sunt. To get out from the miner's shallet. Nu știu cum se zice, băieți, îmi pare rău. Care e codul de 5 litere? Deci un cod de 5 litere. Nu înțeleg unde ar trebui să fie, asta e ideea. Pe aici trebuie să ascultăm ceva la astea. Nu văd că nu e nimic. Dar nu înțeleg care e treaba. Come to discover John Doe escape game in France. La ce se referă treaba asta? Ce, cineva în realitate care a făcut un joc de ăsta, știi, un escape room? Habar n-am. Bă, dar care e codul de... Eu nu înțeleg. Eu, băieți, nu înțeleg care-i treaba. Uite, M. Ok, am găsit o literă. Ok, deci asta înseamnă că... Că nimic, trebuie să căutăm. Deci, sunt ascunse, băieți. E și întuneric. Măcar luminează așa, o leacă literele alea, știi, dacă n-ar fi luminos, dacă n-ar fi luminat litera, n-aș fi găsit-o, vă zic sincer, e greu să o găsești, poate fi pus aici pe ceasul ăsta. Deci până acum am găsit un M. Un M e singura literă pe care am găsit-o și nu mai e mult din casa, adică dacă am coborât acolo jos, s-a dus, nu mai găsim, nu mai e altă. Uite, N, M, N. Păi stai o leacă, trebuie să găsim... Cum se numește? Trebuie să le mai și punem în ordine. Păi ce asta, frate? Mână. Poate corelăm noi cumva, facem acolo un cuvânt, dar întâi să văd încă o literă măcar. Din alea 5 trebuie să găsim încă una. Poate mă gândesc eu la ceva. Uite, aici ne întoarcem înapoi. Ok, am întors înapoi aici, da? Mână, mână, uite, E. Mână E. Poate trebuie să le punem în ordinea alfabetului, știi? Adică E-ul să fie primul, M-ul și N-ul după aia. Mă mănâncă și ochii, băieți. Deci am găsit numai 3 litere. E, M, N, da? Deci le punem în ordinea alfabetului, E, M, N. Poate să fie și pe afară, pe aici. Dar dacă le pune așa, să zicem, le pune pe pereții de acolo, eu nu văd nimic și nu mai stau să caut. Dar e ciudat că am găsit numai 3 și am terminat casa. Adică n-am găsit niciun alt loc în care să fie ceva suspect, știi? Să fie o altă literă sau ceva. În tablou ăsta nu e absolut nimic. Nu e nimic în tablou. Pe aici nu e nimic. Uite, că mă. Adventure, că oare? Dar de ce e pus așa cu paranteză? Bă, poate e că poate. Deci că e mână. E mână. Bă, nu vine niciun cuvânt în cap cu că e mână.
Da. Mai trebuie o literă, că nu ai cum să dai seama de nimic. Parcă vezi că trebuie să mai și potrivești literele, vă dați seama că așa o să trebuiască să facem. Bă, vezi că e destul de greuț, chiar e destul de greuț acest nivel, uite aici aș fi pus eu dacă ar fi fost. El n-a pus băiatul. Vrea să facă totul din ce în ce mai greu, în gura la pește a pus ceva. Mă, ce-i aia? Un ochi? Bă, de ce nu poți să urci pe foare? Deci, nu e un, e un, cum se numește, mă, click de la, de la undiță. Cu M în... Bă, sunt atât de multe locuri în care ar fi putut băiatul ăsta să bage o literă. Uite, Y, mă. Chem în Y. Q, E, M, N, Y. Punem așa în ordinea asta, Q, E, M, N, Y, în mod normal așa ar fi, după, după alfabet. Deci ar fi așa. Q, E, M, N, Y. Bam. Ia să vedem. Nu e. Păi ce? Acum stai eu să pun fiecare literă în ordine, mă, ce? Nimica. Băi, ești nebun, O. N-am avut-o, nu, am avut că e mână Y. Dar că ăla, frate, nu știu, mi se pare ciudat, avea cu paranteza acolo. Nu înțeleg ce înseamnă că e mână Y. Practic, dintre toate, că ăsta nu cred că e, gen nu e că. Și-ar fi M, nu, stai, M, N, M, N, O, Y. M, N, O, Y. M, N. Nu știu, tata. M, N, O, Y. Hai să zic dacă mergem să punem așa codul. Poate nu trebuie să punem neapărat în ordine, știi? Ar trebui să reiasă un cuvânt aici, ia. Deci nu că. E. M. N. O. Y. Pentru că e în ordine alfabetică. Și ce zic? Literele sunt puse exact de la primul la ultimul. Și nu e. Sau poate nici nu ar trebui să deschidă ăsta, frate. Mamă, ce greu e! Dacă e Q acum, ia M, N, O, Y. M, N, O, Y. Meanwhile. Bă, un cuvânt care a reușit, să zicem așa, ar fi money, mă, deci M, N, O, Y. Money, M, O, N, E, Y. Are și logica așa puțin. Are logică puțin să fie money pus, pentru că e vorba că hoții au venit și au furat bani de la mineri, gold-ul. Da, bă, ești nebun. Bă, ești nebun. Ăsta a fost un nivel interesant. Deci ăsta chiar a fost un nivel interesant, doar că mi-e ciudă că a pus câua la acolo, pentru că dacă nu mi-aș fi dat seama să mai caut o leacă prin camera respectivă, prin casa aia, n-aș fi găsit niciodată ouă ăla și probabil m-aș fi uitat la indicii. Uite, ok, deci probabil cheia asta trebuie să o găsim pentru mai încolo. Dar ce să fac, la cheia a văzut acum, acum o iau. Am luat cheia. Și probabil trebuie să fie o ușă, nu? Să fie o ușă, aici e ușa. E aici. Ia, o luăm prin spatele casei. Deci vrei tu să-mi zici că asta e o mină? Asta e o mină, frate? Casă în mină? Despre ce vorbim, băieți? Ce limbă vorbim noi aici? Uite, hai să luăm pe acoperiș. Merge oare? Bă, cred că dacă ne chinuim, merge. Ia să mai încercăm o dată. Dar nu pot eu să sar, mă, că eu sunt prost tavan. Uite că a mers. Vezi? Hai să luăm pe tot. Să luăm tot ăsta. Cine știe unde ajungem? Poate un geam de la deschis, știi? Ia să vedem. Aici. Nu e aici nimica. Era acolo un geam. Pe partea asta era un geam.
Uite aici. Stai că nu se vede, voi nu-l vedeți, mi se pare. Deci aici un geam. Un geam. A, dar geamul ăsta e de la nivelul anterior. Păi practic ce facem noi cu cheia asta atunci? Ia, și aici. A, uitați-vă și voi, frate, altceva. Missing key. Cred că are un anumit timp cheia asta până se respawnează sau ceva, dar unde e cheia acum? Bă, îți bat joc de mine, deci îți bat joc de mine. A trei chei. Era prea easy, era mult prea easy, băieți, nu e așa să fie direct cheia aia, să fie rezolvarea noastră. A, mă, frate, păi unde n-ai, bă, e pusă cheia? Păi aici nu putem să urcăm sus. Cred că tot așa era bine, mă, frate, pe acoperiș, cum am urcat eu. Ia să fim atenți așa după... Mamă, ce m-am speriat. Deci mi-a apărut ăsta din spate, ghiozdanul, floarea asta din spate de aici. Și mi s-a părut că e... Ruminează cheia. Mă, dar cum fac ea, frate, să se prindă așa de blocuri, cum ar veni? Bă, să mor tu că n-ai pus nicio cheie aici, uitați acolo, o gaură în cutii. Dar să mor tu că n-ai pus nicio cheie aici pe acoperiș? Ia, uite că n-a pus. Bă, nici aici nu pui. Deci băiatul ăsta e super de căcat. Ce a făcut el cu harta asta? Uite, a, e păcăleală, nici măcar nu e. Am înțeles. Deci ne trebuie 3 chei. Să mor de nu. Ăsta este unul dintre cele mai grele escape room-uri pe care le-am jucat. De acolo un geam din nou. Dar e geamul din casă, n-avem ce face acolo. Dar cum naiba trebuie să colectăm noi 3 chei? Uite, ok. Bă, și încă una unde poate să fie, nu înțeleg. Deci am fost în cam fiecare loc de aici. M-am uitat, stânga, dreapta, nu e. În spate, nu. După cutii, nu. Uite-o, mă. Băgața și sârma în ea. Cheie. E și greu de colectat. Uitați-vă și voi, unde trebuie să pun ținta asta ca să pot să o iau. Mamă, mă iau toate căldurile cu nivelul ăsta. În sfârșit am rezolvat. Bă, mă mir cum de băiatul ăsta n-a pus o cheie pe casă, frate. Mie mi se pare un loc mai bun dacă puneai ceva pe casă. Era mai inventiv, așa, știi? Ai pus blocurile alea ca să induci tu în eroare. Că, bă, uite, poți sar de pe blocuri, pe acoperiș. Așa se face harta. N-ai voie să dai cu pickaxe-ul aici, cică. Cică doar. Da, cine stă în calea mea? Da. Lemnul ăla stă în calea mea. Mami s-a deconectat controlul. Și avem acum un labirint. Bun. Am luat așa prin dreapta de tot. Prima ușiță de asta nu este. Primul drum. Al doilea drum care este mai strâm. Deci caving, băieți, nu faceți asta fără un expert în așa ceva. Și cred că știți și voi alea de pe TikTok cu omul ăla de face caving pe acolo, se strecoară prin... Doamne ferește, n-aș face asta nici pentru bani, toți banii din lume n-aș face treaba asta, n-am cum, nu pot. Deci n-ai cum să faci așa ceva. Ai cum, nebunii fac treaba asta, să simtă că trăiască, că trăiesc. Ai, bă, mă lași. Dacă vrei să trăiești intens, joacă-te MCSG. Ești pe afară, tata, ce trebuie ție să trăiești intens la 40 de ani? Sau cât are omul ăla din imagine? Bă, măcar de rap plătit, o fi plătit oare? Bă, dacă e plătit, foarte bine, show-ul meu își riscă viața pentru banii aia, bă, da. Dar dacă tu faci treaba asta doar din propria ta inițiativă și că vrei tu să pari cineva sau, na, vrei să arăți la oameni că tu ești mare șmecher, părea mea, lasă-te. Deci de aici de pe scări am coborât, ultima parte ar fi în stânga, sau hai în față în prima dată, după aia o să luăm stânga. De obicei drumul corect era din față, din ce știu eu așa. Am avut pe la Scooby-Doo-Bidu. Dar vedem că ne întoarcem înapoi. Sau nu ne întoarcem, de fapt e o fundătură. Deci cred că drumul din stânga e cel corect pentru că e ultimul. Și acum ar fi să ne dea mare fatality jocul.
să zică că, bă, nici drumul din stânga nu e corect. Ai greșit ceva, trebuia să faci altceva pe parcurs. Uite, mai avem aici unul care se interconectează unul cu celălalt. Ok, eu luăm pe aici. Și am găsit un remote explosiv. Bun. Am găsit aici un explozibil și trebuie să mergem înapoi pe aici, cred, și să-l punem acolo la lemnul ăla. De parcă o bucată de lemn, frate, și cu pumnii o dai jos, mă. Deci, cum să nu? Uite, asta, bă, nu o dai jos cu pumnii, pe bune, și cu pumnii o dai jos, hai. Stai că nu știu cum explodează. Din mouse, mă, pe lătă, apăsam pe săgețile astea, apăsam mai urea tare. Stați așa să scot pinul. Dar cum îl scoatem, frate? Nu mă aștept deloc să joc Fortnite. Gata, am scos, bun. Hai să vedem următorul nivel. Bă, cât mai e, mă, cât mai e. Deci, abia am început, parcă abia e începutul. Știi ce zic? Nu sunt 100 nivele, 100%, n-ai cum să faci 100. Trebuie să muncești foarte mult și să faci idei diferite, că nu poți să pui aceleași rezolvări la fiecare nivel. Hai, las-o, am filmat 27 de minute. Cât o mai fi oare? Deci, alt cod. Obiectivul meu este de a găsi 5 nume ale minerilor. Deci cele 5 nume ale minerilor și... Cu ce mă ajută asta? Parcă vezi că trebuie să punem așa. John. Să punem 5 nume aici de fiecare. E posibil să încurcăm unul cu altul, știi, să punem din greșeală pe primul. Nu știu, e super ciudat asta cum a făcut cu codul. În fiecare din ăsta a fost super tare. Deci fiecare... Uite gold aici, nu pot să-l iau. În fiecare escape room a fost super tare. Dar ăsta deja parcă întrece cam orice limită, mi se pare mult prea greu. 5 nume, 5 litere, aia cu 5 litere a fost easy pe lângă asta. Ia info. Cred că ne trebuie sunet. Ia că mai scrie aici ceva. Deci, what combinations, helmets, shovel, lights. Combinations. Deci cred că trebuie să ne uităm pe tastatură. Și dacă n-aveam tastatură, că sunt pe Xbox. Dacă n-aveam tastatură aici, băieți, la îndemână. Deci și ar trebui să fie 7. Și ce înseamnă 7? Litera 7 oare? Deci hai să punem, bă, dar stai alea, că astea două spuse pe același rând. What the fuck? Să mor dacă eu înțeleg ceva. Și săgeata aia, care dracu e? De săgeata. Care e, bă, săgeata? În sus, așa. Bă, și ar trebui să fie 7, da? A 7-a literă ar trebui să fie... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. G. Dar voi chiar credeți că așa se rezolvă acest nivel? Eu zic că nu se rezolvă așa. Nu înțeleg care e treaba cu acest info. Probabil trebuie să îmi bag o leacă sunet ca să aud. Sau nu știu, mai merge acum. S-a dus. Deci aveam și eu acolo un info. L-am dat. Eu neavând căști, n-am cum să mai dau încă o dată. Vezi, s-a dus butonul. Și cred că n-are legătură de prin camera asta să faci altceva, nu? Cred că doar acolo trebuie să umblăm noi la căcatul ăla să ne dăm seama de nu știu ce. De nu știu ce coduri. Ia? Shovel, ia! Ia, mă, shovel, ia! Și? Deci ar fi shovel-ul. Care e primul shovel, după cum vedeți, da? Deci, shovel-ul fiind primul, nu știu ce înseamnă treaba asta. Mă gândesc eu, astea sunt cumva în ordine. Noi trebuie să găsim chestia din cameră care să aibă cum se numește? Să aibă ăsta, mă, simbolul respectiv, adică shiu. Vedem, shovel-ul ăsta are
Un ș, un ș, gen. Simbolul la ș. Dacă la apăs, e posibil ca următorul să fie cum se numește? Ceva semn de ăsta să te duci în sus. Adică un semn de ăsta o săgeată în sus. Mă gândesc. Habar n-am. Dar nu găsesc, frate, un semn de ăsta să duc în sus, știi? Bă, cine a făcut harta asta, e un dobitoc. Uite, alt și. Păi cum, bă? Bă, cum? Deci, de ce sunt mai multe simboluri la fel? Eu nu înțeleg. De fapt, noi trebuie să căutăm... Bă... Bă, deci... Your objective is to find the five miner's name. Deci trebuie să găsim numele la al cincilea miner, frate. Nu să găsim cele cinci nume ale minerilor. Înțelegi ce zic? Trebuie să găsim cinci, al cincilea miner, cum ar veni, cum se numește. Dar de unde să-mi dau seama, frate? Mi se pare prea greu. Deci, un nivel mai greu decât ăsta, un cum să numește, un escape room mai greu, nu am găsit. Nu am găsit și a intrat și părmea aici. Bă, dar de ce nu scrie, frate, în It seems that agent 123 and agent 006 have very important information for you. Și informația probabil a fost asta de aici. Deci informația probabil a fost asta de aici. Dar eu ce am făcut? Da, bă, de fapt nu ce am făcut eu, ce am făcut ei. Cum să nu pot să dau repeat la treaba asta? Hai, frate, las un căcat. Mi se pare prea greu. E imposibil așa ceva. Deși, ți atenți, frate, ăsta, după ce că este unul dintre cele mai grele escape room-uri pe care le-am jucat vreodată, e atât de prost încât să nu zică că trebuie să ne uităm pe site ca să deslușim aceste coduri. Deci noi trebuie să ne uităm pe un site, am aici site-ul, frate, probabil o să pun o poză pe ecran, probabil nu, și aici deslușim codul. Deci aici un tablou. Sunt niște... Până mea, nu știu ce a făcut băiatul ăsta. Deci băiatul ăsta, să mor de nu a încurcat harta asta total. Total a încurcat-o cu nivelul ăsta. Și eu tot nu pot să-mi dau seama de ce ăla ar fi un... Deci dacă și ăla e primul... Nu știu, v-am lăsat oricum pe ecran și vouă codul, tabloul ăsta cu coduri. Eu nu pot să-mi dau seama. Păi, și ăsta e primul, da? Și zice de combinations, helmet, shovel, lights. Păi cum adică combinations? Helmet. Hai, merge la căști acolo. Helmet. Trebuie să găsim un și, nu? Am găsit un și. Doi am găsit. Și cu ce ajută asta? Nu înțeleg. Deci, am găsit un și. Și în tablou ăsta e doar unul. Ce mă face cu mine? Ce mă face cu mine? Ce mă duce pe mine cu gândul, dar nu mă duce cu gândul la nimic. Trebuie să numărăm câte căști sunt sau ce. 1, 2, 3, 4, 5 căști. Și pornim de la și. Și nu înțeleg. I'm done. Nu pot să fac acest nivel. Mi se pare greu rău de tot. Ca idee, eu vă las și acum, în moment de față, codul e pe ăsta, tabloul ăsta cu coduri e pe ecran. Iar rezolvarea este aceasta. Hai să vedem. Pe al cincilea minel îl cheamă R Y A N. Ryan îl cheamă pe al cincilea miner.
cum aș fi putut eu să-mi dau seama că pe al cincilea miner îl cheamă Ryan, vreau din tot sufletul meu, o să pun și chestia asta la shorts, vreau să-mi spuneți cum pot sau cum a ajuns din acel cod să îți iasă Ryan. Deci dacă îmi zice unul dintre voi cum se face, cum se rezolvă treaba asta, e cel mai tare abonat pe care l-am avut vreodată pe YouTube, e cel mai tare abonat, deci vreau să văd cine reușește să facă treaba asta. Nu, no, deci n-ai cum, mi se pare la al naibii de greu acest escape room, dar al naibii de alambicat de nu-ți dai seama deloc de cod. Și iar începe, iar începe, haide na, hai pe în Lille, Bordeaux, în Franța, nu știu ce, iar începe. Thanks to the security camera, we know that the gold thieves are not far. Find them as soon as possible, time is running out. Deci trebuie să găsim hoții, bă. Asta trebuie să facem noi. Deci a trebuit să străbatem atât de mult drum în acest escape room ca să ne dăm seama sau ca să ne spună jocul că bă, tu de fapt mergi după hoți. Și de ce nu din nou un labirint, nu băieți? Un nou labirint. Bube, ia uite, a bubuit pe aici, nu știu ce. Să sperăm că e de bine, nu? O luăm prin dreapta. Iar bubuie. Bă, ce dracu tot bubuie? E terminat. Uite, o găurică aici. Am găsit o găurică, bă, băieți. Și avem arme. Avem pickup Mac 7 Assault Rifle. N-am văzut niciodată armele astea. Când am jucat ultima dată Fortnite nu era așa ceva. Avem și asta, bă. Pickup Mad Mist. Bă, au existat vreodată așa ceva în Fortnite? What? N-am văzut în viață și ce-i băutura asta. Bă, cred că e cea de heal. Cea mai probabil. Bă, deci am intrat pe fiecare parte. Ne-a mai rămas partea din stânga. Restul nu sunt bune. Din nou, partea din stânga. Băiatul ăsta cred că are ceva cu stânga, nu știu de ce, pune pe fiecare parte, gen fiecare rezolvare numai pe stânga. Dar de ce bubuie chestii? Deci tot umblu pe aici și bubuie câte ceva. Eu nu înțeleg ce înseamnă bubuiturile astea. Pe aici. Bă, ce tot bubuie, nu înțeleg, frate. Aici? Ai, că am găsit, oameni ferește. Deci, incredibil așa ceva, incredibil. Ia uzi, acum, the gold thieves are not far away, do not hesitate to kill them. Mamă, uitați-vă cât sunt. Hai, se urmă, tată, trage după ei. Ne-a luat și, ne-a luat aici frumos heal. Mai mergea un heal, pus o grămadă aici, băgați. Avem multă viață, n-avem cum să murim așa ușor, dar cine știe. Hai să dăm și băutura, sau de fapt hai să mai ținem alea, că vreau să văd exact pentru ce este. Bam. Bă, vezi că mi-a dat ceva damage oamenii. Moare mă pe toți, băga mea. Aici zvergi toți nervii de pe harta, aici, cu ăștia. Zvergi toți nervii și omori toți boții. Hai, veniți în coala tata să vă omor o leacă. E bine că-s gloanțe infinite și nu mai trebuie să mai caut și gloanțe. Parcă vezi că mai făceau și treabă din asta. Deci chiar mi se pare 99,9% imposibil. Cred că nu a existat niciodată o hartă pe orice joc, un escape room sau un nivel pe orice joc, pe care să nu-l fie rezolvat vreodată. Știi, să fiu, bă, nu mai pot să-l fac, nu pot, pur și simplu nu găsesc rezolvarea. Până am dat de jocul ăsta, de nivelul ăsta, care mi-a rupt creierii în două și din păcate chiar așa a fost, a trebuit să mă uit pe YouTube pentru că nu am găsit rezolvarea. Na, asta este. Se mai întâmplă și la case mai mari să nu reușești. Dacă aș fi băgat aici un om de la FBI 100% nici el n-ar fi știut, deci asta nu mă trage cu mine, asta nu mă pune pe mine într-o lumină proastă că nu sunt ceva de la FBI, știi? Sunt un simplu om, frate, un simplu om. Care încerc să fac și eu aici un nivel de oameni normali. Asta e deja prea greu pentru mine, trebuie să recunosc. Dar cu codul ăla, deci v-am zis, dacă cineva reușește să găsească codul ăla fără să uite pe YouTube, adică dacă deslușește cumva Ryan, eu nici cu Ryan nu înțeleg cum poate să iasă numele ăsta din codul respectiv. Din simbolurile alea, din tabel, din... M-a spart acest minigame și labirinte și labirinturi.
Nu știu cât mai filmăm, dar hai să terminăm aici odată. Iar trebuie să căutăm un... Iar info, stați o secundă. Păi și acum la info ăsta vedem că ne punem pe perete. Atunci nu mi-a pus nimic, niciun cod. Help, I'm lost. If anyone can hear me, the engines must be restarted in gold order. Here matters 5 and 6 works. Deci acum frate mi-a pus codul pe perete, am dat pe info, am crezut că e ceva tot la fel, vorbește ăla, dar n-a vorbit și mi-a pus ăsta pe perete. Bun. Help, I'm lost. If anyone can hear me, the engines must be restarted in gold order. Here motors 5 and 6 works. Deci trebuie să mai găsim 4 motoare. Pentru că 5-6 merg, da? Deci trebuie să mergem nu știu unde să găsim 4 motoare. Sau nu știu câte ca să le aprindem. Deci de aici am venit, da? Hai să închidem ușa asta. Și trebuie să o luăm în față de tot. O luăm după tuburi. Da, nu ne așteptăm cu mare lucru. Avem un valve în o rotiță. Uite, un alt info. We are twin sisters, we're stuck in sector 4, engine 7 and 8 no longer work. Deci 7 și 8 nu merg, 5 și 6 merg. Nu, 4 și 5 merg, parcă. E greu cu de-astea, că mine eu nu prea rețin așa multe chestii. Înainte când eram eu că rețineam, dar acum nu prea mai rețin foarte multe chestii. Adică pot să-mi zici ceva acum și peste câteva minute să uit. Sunt cam uituc în ultima perioadă, iar un info. Hello, you hear me? I'm stuck in basement, I can't tell you that engine 1 and 3 no longer work. Deci până acum 2-ul, trebuie să mai găsim pe cineva, cred că în engine-ul 2. E singurul care a rămas neverificat sau nu știu cum se zice. Aici o găoază, e o gaură aici, pe care, în care nu știu cum intru. Nu știu dacă pot intra pe acolo, asta e ideea. Nu prea pot. Trebuie să întoarcem înapoi. Bă, nu, uite frate, era o strâmtoare pe aici. Era o strâmtoare. Și acum sărim peste asta, ajungem la alt de asta și... Help, I'm in the dark, in my area, I can control engines 2 and 4, I hear them, they work. Ce cu toate poveștile astea? Nu mă întrebați, nu știu, acest escape room, nu mai suport. Nu merg astea să le învârți. Nu mai suport codurile, frate, nu mai suport. Bă, câte coduri să mai fie, mă, în casa școlă, dar deci câte coduri să mai fie, frate. Oh, Doamne. Electricity e codul. Iar avem un cod numit Electricity. Mă înțelegi, Electricity. Încheiem episodul aici, că nu mai pot. Nu mai, vă promit și vă asigur că eu nu pot să fac treaba asta. M-am uitat pe site la ei. Au și un de asta legat de sunete, de codul Morse și probabil aici trebuie să folosim codul Morse. Dar nu știu în ce circunstanțe, având în vedere că n-am venit niciun sunet pe ei să-l ascultăm, știi, probabil.